Ajutor financiar de la stat. Descoperă cine primește burse sociale în 2023 și cum se poate accesa. Statul român a anunțat recent lansarea unui nou program de burse sociale pentru studenții care se confruntă cu dificultăți sociale sau de sănătate. Această inițiativă are ca scop principal prevenirea abandonului școlar și încurajarea accesului la educație oferind astfel o șansă egală pentru toți tinerii români dornici de a-și continua studiile. Beneficiarii acestor burse sociale sunt studenții cu vârsta sub 35 de ani, care provin din familii cu venituri reduse sau se află în situații sociale dificile. De asemenea, această formă de sprijin financiar este disponibilă și pentru studenții orfani, cei care provin din casele de copii sau care suferă de dizabilități sau boli cronice. Un aspect important de menționat este faptul că studenții cu dizabilități sau boli cronice vor primi burse sociale și pe perioada vacanțelor, spre deosebire de celelalte categorii de studenți defavorizați. Pentru a beneficia de o bursă socială, solicitanții trebuie să depună un dosar la Secretariatul Facultății, la începutul fiecărui semestru care să conțină documente care să ateste situația financiară și socială a studentului și a familiei sale, cum ar fi adeverințe de venit, certificate de naștere sau acte de divorț. Situații excepționale în care se acordă ajutorul material suplimentar. Pe lângă bursele sociale obișnuite, există și câteva situații excepționale în care studenții pot beneficia de un ajutor financiar suplimentar. Una dintre acestea este bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenților care au unul sau ambii părinți decedați sau pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul. De asemenea, această bursă poate fi acordată studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic a căror familie nu a avut un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim net la nivel național în ultimele trei luni. O altă situație în care se acordă un sprijin financiar suplimentar este bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate. Aceasta se adresează studenților cărora soția nu realizează venituri sau are venituri mai mici decât salariul de bază minim net la nivel național și constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie, precum și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou născut. Acest tip de bursă poate fi acordat o singură dată în cursul unui an universitar pentru fiecare copil născut. De asemenea, Există și bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces. Aceasta se acordă în cazul decesului unui membru al familiei studentului și poate fi obținută de rudele de gradul întâi sau succesorul legal al acestuia. În cazul în care studentul este necăsătorit și soția sa nu realizează venituri, bursa poate fi acordată o singură dată în cursul anului universitar. Aceste burse sociale reprezintă un sprijin crucial pentru studenții vulnerabili din România, oferindu-le posibilitatea de a-și continua studiile și de a-și construi un viitor mai bun. Prin acordarea acestor ajutoare financiare, statul român demonstrează preocuparea pentru educație și incluziune socială, susținând astfel dezvoltarea și progresul tinerilor români.